la independență încoace, dacă ar fi să vorbim de asistență în general, cred că avem o sumă care depășește 1,4 miliarde de dolari. Este un lucru pentru care suntem recunoscători. Eu îmi doresc să trecem cât mai mult, poate, de la asistență la investiții. Există toate componentele necesare astăzi în Republica Moldova pentru a avansa sau a accelera aceste investiții din partea Statelor Unite ale Americii. O să facem tot posibilul să vă convingem să veniți să investiți în Republica Moldova și să dezvoltați relațiile economice. Guvernul Republicii Moldova menține un scop foarte clar, de a facilita un mediu de afaceri atractiv pentru companiile străine. Această misiune de afaceri este doar începutul consolidării relațiilor comerciale între țările noastre.